Ciprian Petrescu, ministrul dezvoltării regionale și turismului, s-a aflat vineri la Suceava, unde a participat la deschiderea primului Centru Național de Informare și Promovare Turistică, finanțat din fondurile europene alocate României cu această destinație. Prin programul operațional regional 2007-2013, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Valoarea totală a proiectului este de 1.748.000 de lei. Pe lângă construcția efectivă, proiectul prevede dotarea și organizarea centrului în vederea funcționării lui efective. Astfel, clădirea de circa 300 de metri pătrați va dispune de mobilier adecvat, de echipamente și softuri informatice, iar angajații vor avea la dispoziție o bază de date cu informații turistice. Totodată, fondurile europene contractate finanțează realizarea de materiale de promovare, un website, hărți, pliante și afișe. Ulterior, ministrul Cristian Petrescu a verificat stadiul lucrărilor inițiate anul trecut de Consiliul Județean în parteneriat cu Consiliul Local pentru reabilitarea cetății de scauna Sucevei și a zonei sale de protecție. Proiectul, cu o valoare totală de 52.598.000 de lei, beneficiază de finanțare nerambursabilă în valoare de 41.032.000 de lei prin programul Regio. La finalul vizitei, ministrul Cristian Petrescu a semnat contractul prin care Consiliul Județean Suceava primește finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Modernizarea drumului județean 175, Pojorâta Izvoarele Sucevei. Proiectul va fi finanțat prin instrumentul european pentru vecinătate și parteneriat în cadrul programului operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, gestionat de MDRT. Proiectul, cu o valoare totală de 2.607.000 de euro, se va derula pe o perioadă de 21 de luni și are ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii regiunii istorice a Bucovinei prin reabilitarea drumului județean, care oferă legături directe către punctul de trecere a frontierei Izvoarele Sucevei, Sepit și către drumul național DN17.